Astăzi vom urzi pe Gherghef urzeală. Este de fapt un război vertical. Are un cadru, deci vedeți, de lemn. Aici avem un sistem care ne ajută să schimbăm de fapt ițele. Da? Urzeala, rostul. Avem nevoie iarăși de o vârgea. Urzeala este circulară. Urzeala este doar cât cuprinde Ghergheful. Față de războiul orizontal, unde urzeala este mult mai lungă. Da? Aici urzeala este mai scurtă, dar putem folosi pe cele două părți. Este folosit ca și material didactic de foarte mulți copii și este foarte simplu de folosit. Bun. Vom avea nevoie, deci, de această vârgea, de fire de bumbac. Am ales tot niște fire de bumbac ca să fie mai simplu. Începem. Facem o urzeală mai îngustă astăzi. Da? Facem un nod ca să prindem. Bun. Așa. Bun. Și trecem. Pe de sub. Să trec firul pe dedesubt. Așa. Așa. Trebuie urzeala foarte bine întinsă. Uitați, ne folosim de aceste orificii și trecem firele printre. Okay. Trecem pe dedesubtul vârgelei. Da? În față. Așa. Întindem cât putem de bine. Bun. Pe dedesubt. Așa. Acum pe dedesubt, iarăși, pe dedesubtul vârgelei, strângem și iarăși înapoi. Sistemul acesta ne ajută să mișcăm mai ușor urzeala. Dacă venim în spate, tot prin spate ne întoarcem. Dacă venim în față, tot prin față ne întoarcem. Cu cât e mai întinsă urzeala, cu atât e mai bine. Cât mai strâns posibil. Și o să vă arăt în timpul lucrului care este avantajul folosirii acestei vârgele. E foarte important la margine firul totdeauna să fie dublu. Deci dacă aveți un fir, la margine să fie două. Dacă folosiți două fire, la margine să fie patru. Să întărească marginea. Bun. Deci noi aici avem două fire. Așa se face, se pregătește și pentru covoare sau pentru carpete. Așa, și asta să fie firul dublu. Așa.
vrem să facem ceva repede, ușor și să vă arătăm și cum se finalizează, de fapt. Aici avem ițele, să spunem. Aici se schimbă, deci, rostul firelor. Și, vedeți, aici e pe zero, să spunem. Deci, putem schimba cu ajutorul acestei unelte, dar putem schimba doar, putem alege doar cu mâna. Vedeți? Unul sus, unul jos. Simplu, cum făceau odată, da? Cei care aveau doar o ramă simplă, poate și astăzi. Vom lucra cu ceva textile pe care le putem refolosi, da? Avem câteva culori și este foarte simplu. Vom trece vârgeaua puțin mai în spate. Da? Vedeți, aici avem sulul acesta care se poate manevra foarte ușor. Asta ca să putem începe țesătura și să avem loc apoi și de franjuri, da? Când vom termina la sfârșit. Deci am trecut un pic mai sus. Vedeți, el se mișcă foarte ușor. Bun. Și ne folosim de rost, dacă tot îl avem. Așa, am trecut primul fir, da? Schimbăm. Trecem în dreapta din nou. Așa. Putem realiza o trestuță sau o carpetă, da? Depinde de dorința fiecăruia. Trecem din nou. Așa. Schimbăm. Da? Și acum începem să așezăm și bine, da? Mai trecem ori și mai schimbăm culorile. Deci așezăm, batem puțin cu degetele, avem grijă la margine, să nu strângem. Da? Deci nu forțăm prea tare, lăsăm firul lejer. Da? Și batem pur și simplu cu degetele. Da? Așa. Haideți să mai punem și alte culori. Încercăm cu niște roșu. Așezăm un pic la margine, da? Și batem cât putem, așezăm să fie unul lângă altul și nu strângem marginea, da? Dacă firele sunt întinse bine, atunci țesătura va fi mai trainică, mai bine așezată. Dacă firele sunt moi, ne strânge marginea și nu se așează cum trebuie. Dacă se lucrează cu lână, de exemplu, gherghieful poate avea chiar poziție verticală, dacă ar avea un suport, și atunci firul fiind mai subțire și dacă vrem să avem o țesătură foarte bine bătută, se folosește o unealtă furculiță, cu care se bate și se așează foarte, foarte bine. În cazul nostru, se poate așeza doar cu mâna, fiind un fir mai gros și nu este atât de fin, așa că putem face doar manual cu mâna. Deci este foarte important să nu forțăm marginea, să nu strângem marginea. Și firul începem să-l așezăm
din capăt, deci de la margine, pentru că el îl așezăm și el încă se mai trage. Dacă l-am trage din capătul lui, el atunci strânge marginea. Da? Este bine de știut. Deci îl așezăm din margine. Și cât putem de bine. Cât putem de bine, astfel încât urzeala ar trebui chiar să se acopere. În margine, după cum vedeți, întorc un pic să nu rămână firul chiar așa lăsat, da? Și el se va așeza bine și nu o să se desfacă. Da? Să nu rămână în capăt chiar firul întors. Simplu. Da? Pentru a avea o calitate a țesăturii, este bine să avem grijă și la acest aspect. Și bineînțeles, nu vom țese cu noduri. Haideți să înădim. Să vă arăt cum aș face eu. Da. Așa. Și fiind petrecute mai multe fire, ni s-a terminat roșu, trecem cât avem, așezăm, da? Nu putem face nod, așa că vom trece simplu. Am tăiat un pic oblic, acest lucru îmi permite să petrec mai multe fire de urzeală ca să nu se desfacă. Și el să se poată așeza și să vină foarte bine. Da? Vedeți? Bun, schimbăm. Și trec mai departe. V-am spus, nu este bine să avem niciun nod și este bine să evităm. Vedeți? Nici nu se observă unde e de fapt înăditura. Așa și trebuie să arate. Da? Nu strângem. Vedeți, aici avem impresia că nu se așează bine, dar rând pe rând, fir după fir, el se va așeza. Nu? Vedeți? Ok. Haideți să facem iarăși galben. Ok. Dacă vreți să aveți un model uniform, ar fi bine să numărați un pic rândurile de culori. Dacă alternați un pic, să vă gândiți în funcție de culorile pe care le aveți, câte rânduri. Eu aici am făcut mai mult cu roșu, roșu-roz, da? Și am făcut tot câte 6. Vedeți? Uitați, 2, 4, 6. Le putem număra și foarte ușor. Și am mers cu 2 negre, 2 galben, 2 negru, 2 galben, da? Ca să arate un pic uniform și să fie un model. Dacă aveți deja un model prestabilit, urmați modelul. Și aici ne putem juca și cu diferite forme. Putem face zigzaguri sau chiar X-uri. Depinde de ce doriți să faceți. Bineînțeles, acolo trebuie să alegeți cu degetele. Dar pentru început merge doar așa simplu, în vărci simple, da? Și foarte vesel colorat. Asta e foarte ușor și foarte, foarte viu colorat.
Da, mai facem un picuț și vă arătăm cum finisăm apoi. Da. Deci, vedeți, distanța aceasta s-a micșorat. Ca să avem mai mult, mai mult loc pentru a lucra, vedeți, mutăm un pic, trecem mai jos firele, să avem puțin spațiu de lucru. Da? Mai tăiem pe margine. Așa. Am și aici un fir. Dacă ați observat, tot așa putem întinde, putem face loc țesăturii și lucrarea pe care puteți să faceți poate să vină pe parte și pe alta. Da? Deci cât este urzeala, voi veți putea lucra trestulța sau șervețelul. Da? Pentru că acesta se mișcă și puteți lucra o lucrare mai lungă. Cu cât gergheful este mai mare, cu atât lucrarea va fi mai lungă. Asta în funcție de ce doriți, dar și de lățimea lucrării. Astăzi vom face doar un covoraș mic. Mic, mic. Așa. Bun, eu zic că e gata. Astăzi ce vrem să facem noi. Deci voi veți putea lucra toată urzeala, da? Dar haideți să vă arătăm cum finisăm, cum terminăm. Noi presupunem că voi veți lucra mai mult și atunci lucrarea va fi mai lungă, mai mare și mai lată și mai lungă. Dar să spunem că ați terminat de țesut. Lucrați până ajungeți, până vine vârgeaua foarte aproape și nu veți mai putea schimba ițele, da? Rostul firelor. Și pur și simplu veți tăia. Vom tăia și noi. Stați să facem un pic mai mult. Da? Veți tăia ca să putem finisa, să putem înnoda firele, da? Pur și simplu. Da? Tăiem urzeala, da? Așa, tăiem și aici în capăt la vârgeaua asta. Da? Și ia uitați. Încercăm să tăiem. Lucrarea, cum e pe față, așa trebuie să arate și pe dos. Da? Tăiem tot ce e în plus. Așa. Și vom înnoda în margini. La sfârșit, deci înnodăm firele. Două câte două, vedeți? Unul de sus, unul de jos, ca să închidă țesătura și să nu se desfacă. Întărește astfel și țesătura, da? Pentru că ea se mai strânge, nu se mai desface și dă și un aspect frumos. Vedeți? Eu am făcut 3 noduri acum, să fiu sigură că e bine. Că e strâns. Bun. Mergem și în capătul celălalt. Așa. Deci firul din margine și următorul. Mai strângem. Vedeți cum se așează? Cu cât ea este mai bătută, cu atât e mai tare, are o ținută mai frumoasă. Strângem. Dacă am așezat bine urzeala, vedeți, nici nu se mai vede, nu iese în relief.
încercăm să nu le lăsăm chiar așa de lungi. Tăiem un pic. Aici tăiem firul care ne-a rămas. Uitați cât de repede am putut lucra un covoraș.